Bună ziua, stimați telespectatori, Hristos a înviat, Dan Boban vă invită să urmăriți prima ediție în această săptămână emisiunii Interesul General, cu un om care mi-este drag mie și dumneavoastră, sunt convins, un om care de atâția ani de zile vine la emisiunea care se numește Interesul General la televiziunea Vâlcea 1, un om de la care am învățat foarte multe și dumneavoastră ați învățat foarte multe, multe în sensul de a ne pondera trăirile și de a fi creștini în sensul adevărat al cuvântului și nu în sensul neadevărat al cuvântului. Un om pe care îl respect, îl iubesc și care a lipsit ceva timp de la emisiunea Interesul General, un om pe care toată lumea cred că o cunoaște și după postările pe YouTube și din aceste emisiuni indirect. E vorba de Părintele Ioan Predescu. Să rămână, Părinte Hristos a înviat, bine ați revenit la emisiunea Interesul General, după ceva timp, din motive absolut obiective. Adevărat a înviat, da. La noi, în vocabularul bisericesc, se spune din motive binecuvântate. Binecuvântate, da. Acum, am înțeles. În ce mă privește, nu prea sunt binecuvântate, că sunt cu durere. Da. Da, se întâmplă, n-ai ce să le faci. Să știți exact că operațiile toate se consumă în timp. Știți ceva? Că, vedeți că și scara de aia are mai multe trepte. Că nu poți să pui piciorul direct pe a cincea sau pe a zecea. Numai dacă ai picioare foarte lungi, de girafă. La ora actuală nu vedeți că mai puțin sunt oamenii cu picioare lungi, ba da, cu sunt, mâna lungă. Da, sunt turiști cu picioarele foarte lungi și cu mâna lungă, pentru că au reușit să fugă și nu mai găsește nimeni, știți? Da, așa, ceva, să zic ceva trecător, dar foarte, foarte săcăitor și așa dezagreabil. Mă rog, în sfârșit, încerc exact cum spune Mântuitorul în parabola bogatului nemilostiv și săracul Lazar. Zice, adu-ți aminte, fiule, că le-ai avut și pe cele bune acum, de și bune și rele. Aveam un preot în vârstă la catedrală, Părintele Iancu Tudora, care multe lucruri am învățat și eu de la el, experiență, om în vârstă și în oraș, care mereu ce, și pe bune și pe rele, tata Ioane, îmi zicea. Da. Și pe bune și pe rele. Ca sigur că da, n-ai vezi ce spune psalmistul David, primi voi, Doamne, pe cele bune, așa cum le-ai rânduit tu, iară pe cele rele după măsura faptelor mele, zice psalmistul David. Da. Îi spuneam Părintului Ioan Predescu, stimați telespectatori, dimineață că am auzit pe radio, sunt doi tineri care fac fel de fel de glume foarte interesante de multe ori și chiar sunt spirituale așa, în sensul bun al cuvântului, și spuneam că, zice, să vă dăm o veste bună, România încă are 4 anotimpuri. Și zice celălalt, vesterea care este? Păi toate sunt de toamnă. Și vremea asta, Părinte Ioan Predescu, care, vedeți, nu că te indispune, dar eu am vorbit cu oameni care ceva așa, apropo de ce, de suferințele astea fizice. Zice, mă dor toate oasele, deci nu mai știu, schimbările astea de temperaturi după o zi pe alta, ploile astea care sunt așa, că îți intră în oase umezeala, știți că e o vorbă, îți intră în oase umezeala din bătrâni. Și nu te mai poți nimic. Păi suntem în luna mai, suntem la mijlocul lunii mai. Vine iunie, prima lună, nu știu ce se întâmplă. Organismul uman, într-adevăr, că nu e adaptat. Dacă nu-i cale de mijloc, el nu rezistă nici la căldură, nici la frig. Și reacționează altfel. Absolut. Și reacționează diferit de la persoană la persoană, de la individ la individ. Astea sunt lucrurile. Dacă dumneavoastră mă întrebați pe mine care ar fi o explicație al acestor rotiri pe care noi oamenii ori nu vrem să le înțelegem, ori nu putem să le pricepem. Dar sunt vizibile. Dacă dumneavoastră ați întreba un meteorolog, el v-ar spune în știința lui. Dacă întrebați un om care citește în stele, în lună, în soare și nu știu ce, va răspunde altfel. Dar eu ca preot și slujitor al altarului străbun nu vă pot spune decât cuvântul Sfintei Scripturii. Mântuitorul vorbește despre niște semne care vor veni peste omenire. Categoric, Mântuitorul nu spune când vor veni ele, va veni și o judecată finală sau
să zicem, sfârșitul lumii. Nu. Astea sunt numai începutul durerilor. Pentru că este imposibil să nu consideri o durere când vezi că ai apa în casă de 2 metri. Sau în grădina așa, în care ți-ai pus toată speranța hranei materiale, existența este de un metru apa și nu mai poți să iei nimic. Când a dat acum bruma aceea de a ras tot, a terminat tot. Toată floarea prin livezi. Absolut, nu mai da, nu mai sunt. M-am uitat la mine acasă, am în spatele casei acolo o viță. Nu pentru producție de struguri, ci pentru umbră. E o plăcere. A pârlit-o toată, domnul. Deși s-a negrit, am auzit. S-a negrit. S-a negrit așa. Vecinul meu are niște cuiburi de kiwi. A dus special foarte bine. Când a fost timp frumos și cald, s-au făcut o grămadă de kiwi. Le-am delectat, am mâncat și eu, că sunt pe gardul meu acolo. Așa. Acum le-a ars, le-a pârlit, le-a terminat. Vedeți? Toate lucrurile acestea, eu le găsesc corespondență în Sfânta Scriptură și nu vreau să mă abat de la ea, dar nici nu vreau să sperii pe nimeni. Pentru că spune destul de clar Mântuitorul, începutul durerilor. Toate aceste lucruri Mântuitorul și, da, și Vechiul Testament, prorociile în Vechiul Testament, spune destul de clar, dacă tu te opui mie și eu mă opun ție, noi venim la ora actuală și spunem, ba, că sovietici au dat nu știu cu ce prafuri și tunuri și rachete și au împrăștia norii, sau că i-a trimis în coace. Fără de mine nu puteți face nimic. Este clar ceea ce spune cuvântul Sfintei Scripturi. Când spune Sfânta Scriptură că soarele nu va mai avea căldura și luna lumina, noi ce trebuie să interpretăm? Astea sunt niște, cum le spune Sfânta Scriptură, luminători ai cerului. Luna și soarele și stelele create de Dumnezeu, fiind create de Dumnezeu, automat că sunt sub dirijarea lui Dumnezeu. Și sunt tot din cuvântul Sfintei Scripturi, care este foarte curios pentru unii care nu înțeleg de ce se întâmplă întocmai. Când stă Dumnezeu de vorbă cu Iov și Iov caută să-și găsească într-un fel dreptatea pentru cele suferite, Dumnezeu îi zice lui Iov, știi tu unde este lăcașul vânturilor? Atunci dacă toate sunt sub rânduiala lui Dumnezeu, vedeți, omul se crede mai presus de Dumnezeu. Dacă tu te opui mie și eu mă opun ție. Și acolo, domnul Boban, la capitolul 28 din Deuteronom, versetul 27, chiar vorbeam cu un coleg unde se vorbește, te voi lovi cu nebunie la cap. Câți dintre cei după suprafața pământului mai sunt întregi la cap? Este la cea mai periculoasă, la minte, este cea mai periculoasă boală, nebunia. Dar pe de altă parte, știți ce mai scrie acolo? Ce? Te voi lovi cu trânji la șezut. Hemoroizi. E clar. Este o boală care nici nu te omoară, dar nici nu te lasă să trăiești. Vorba lui care face o reclamă la televizor. Așa. Deci, vedeți dumneavoastră că Dumnezeu găsește modalitatea să te îndrepți, dar nici cum. Când văd la ora actuală că se face atâta tam-tam pentru legiferarea căsătoriilor între bărbați sau între aceleași. Acum, dar am văzut este imposibil. Este, am nu văzut se niște reacții. Da, știți da. Cum spune românul? Mă, capra e moartă în coteț. Și tu nu-mi bagi de seamă. Purceaua. Capra e ca să moară capra vecinului. E, da. Nu, să moară purceaua vecinul, e moartă în coteț. Cu capra nu, să moară vecinul, da. Să iau capra. Vreau să vă spun că părintele, apropo de trânji, chiar a făcut câteva versuri, dar știu, nu se pot spune acum. Părinte, foarte interesant ce a spus dumneavoastră și mă gândeam așa la acea filozofie a poporului român simplu. Oamenii care au intrat în filozofia existenței creștini pe acest pământ. Ziceați dumneavoastră că și stelele și soarele, cele două corpuri luminoase, sunt făcute de către Dumnezeu. Prin cuvânt? Prin cuvânt. Poporul român are o vorbă așa, chiar vreau să vă întreb, foarte interesant. Zice, mă simt ca în al nouălea cer. Al nouălea cer înseamnă acest univers care este... Ce chestie interesantă. Da. Dar ce chestie interesantă, că tocmai ieri
am citit despre existența cerurilor. Acum, ce se întâmplă? Despre al nouălea cer vorbesc și Sfinții Părinți și Sfântul Apostol Pavel. Dar Alexandrii se vorbește de al șaptelea cer, am găsit scris al optelea cer, al nouălea cer. Această expresie al nouălea cer este, cred că, maxima ultima... unde poate ajunge omul cu o bucurie, cu o trăire exact. Dar vedeți că în cele mai multe cazuri, la ora actuală, vedem că acea bucurie sufletească se instalează în firea omului atunci când bucuria materială este deplină. Deci nu mai rezonează cu... Da. Dar bucuria aceasta materială, când este deplină, eu dau slavă Celui și mulțumesc și văd oameni care, chiar dacă sunt simpli din punct de vedere intelectual, care nu se ridică la o înălțime, să-i zicem, academică, cel care vorbește pe limba lui, cum se spune, așa, totuși din ce au, consideră că este o binecuvântare pe care i-a dat-o Dumnezeu și ajută și pe alții. Nu dau niciun nume, dar avem destui dintre aceștia care vin ca să aducă bucurie aproape lui său, dar sunt și dintre ceilalți. Și poate că vom ajunge să vorbim, că nu vedeți ce se întâmplă la ora actuală pe suprafața Pământului. Absolut. Absolut, cu aceste atacuri cibernetice, dar iar mă obligați, sunteți nemaipomeniți prin faptul că, adică suntem, uite că nu sunt modest deloc, că noi suntem, comunicăm pe aceeași undă. Mă uitam și astăzi la televizor, Părinte Ioan Predescu, stimați telespectatori, la un reportaj făcut în legătură cu cei care au câștigat niște sume fabuloase la loto. Da, noroc, cum vorbeam noi. Nu e prima oară. Și, dar și acum, și ultimul. Unii au murit, unii au înnebunit, unii au plecat, nu mai se știe nimic despre unii ei. Unii sunt în pușcărie. Unii sunt în pușcărie. Da. Deci nimeni nu s-a bucurat de acel câștig. La modul, zic eu, ăsta firesc, adică, domnule, da, pentru că sunt niște blesteme, am înțeles. Vă aduceți aminte, exact ce spunea, dar vă aduceți aminte că noi am vorbit despre această chestiune cu ani. Da, și acum s-a întâmplat cu ultimul câștigător, De la Drăgășani. Da. Așa, nu știu ce s-a întâmplat, că n-am apucat să vorbim. Nu vă aduceți aminte că am vorbit noi și a zis, domnule, ăia sunt niște bani blestemați. Da. Pentru că un câștig de acest gen înseamnă noroc. Ori norocul nu-i de la Dumnezeu. Nu de la Dumnezeu, exact. Iar banul acela, pentru că tot care trage sau care plătește sau care ia un bilet de la tot, așteaptă să câștige. În momentul când a câștigat și vede că a rămas pe din afară, deja diavolul intră în el și blesteamă. Că se prinde, că nu se prinde. Cert este că, exact cum s-a întâmplat cu Iuda, le ia dracu mințile, Domnule. Da, vedeți ce se întâmplă? Da. Ce are rost să ai grămadă mare? Pentru că în momentul când ai multă frământare ai în suflet. În moment, știți că se zice ferească, să te ferească Dumnezeu de omul care nu are ce mai pierde. Pentru că ăsta este indiferent total. Nu-l interesează. Dacă te duci și îi spargi casa, ce se ia? Da. Se ia. Deci nu are ce lua. Și lucrul ăsta se întâmplă, dar lumea, vedeți cum a spus el Mântuitor, domnule, 2000 de ani de când a spus Mântuitor, ochi aveți și nu vedeți, urechi aveți și nu auziți. Vă aduceți aminte că am mai vorbit noi, înțeleptul Solomon spune așa, că înțelepciunea acestei lumi este nebunie înaintea lui Dumnezeu. Și când spun acest lucru, fac așa un arc și mă apropii de zilele noastre, de ceea ce la ora actuală se bate atâta monedă și este atâta frământare în lume, nu cu război, cu amenințări, cu aceste atacuri cibernetice, care sunt un pericol extraordinar, pe de o parte. Pericol necunoscut și netrăit până acum. Nu se Atenție. Știe, nu se știe. Că, păi, dar nu, că dacă vorbim în istorie, poate nu era... Poate vin din alte civilizații. Da. Poate vin din alte civilizații și este explicabil acest lucru. Dar este periculos, domnul Boban, în același timp, pentru că la ora actuală vedem această frământare. Pe de o parte, frământare economică, frământare socială, frământare politică, dar și frământare armată. Toată lumea se înarmează, toată lumea investește, se înarma sume incomensurabile. Credeți oare că nu s-ar putea găsi medicament pentru această boală sau aceste boli, cu formele ei,
așa de cancer, s-ar găsi, domnul Govan. Dar ori nu este dezlegare de la Dumnezeu, ori dracule a întunecat mintea ca să bage pe de altă parte în înarmare. Nu vedeți ce este la ora actuală lume. Atacurile acestea cibernetice, cel puțin cum le văd eu. Vă aduceți aminte că noi vorbeam și spuneam, domne, știința este bună atât cât în dezvoltarea ei aduce ceva benefic omului. Deci e ceva constructiv. Și nu legată de biserică. Și nu dărâmă. Nu dărâmă ceea ce Dumnezeu a rânduit. Pentru că spune, Mântuitorul spune așa, că orice împărăție care se dezbină în ea, nu dăinuiește. Ori împărăția lui Dumnezeu la ora actuală este dezbinată tocmai prin ideea omului de a trăi într-o dolce farniente, de a trăi în așa zisul sistem filozofic, dacă îl putem numi, hedonism. Fericire totală, fără să faci nimic, nu mă interesează de nimeni, fac ce vreau cu viața mea. Ori aceste destrăbălări, aceste dorințe de a se împlini poftele trupești peste moralitatea și etica creștină, să alege praf. Se întâmplă exact. Și se întâmplă exact și lucrurile acestea vor veni, avem dovezi în istorie, avem dovezi scrise în Sfânta Scriptură, dar cine le ia în seamă? Cine le bagă în seamă? Eu, dacă încerc să spun și categorii, cred că și mulți din cei care ne urmăresc acum, auzindu-mă pe mine vorbi, știi ce zic? Pop, ai depășit. Fiți convinși de acest lucru. Mai primesc pe Facebook întrebări diferite, că eu mai public lucruri interesante de istorie, de literatură, maxime, cugetări, mai pun și câte o poezie și primesc fel și fel de întrebări. Degeaba dau eu explicația teologică, dogmatică sau liturgică sau istorică, degeaba o dau, pentru că sunt contrazis în propria mea ogradă. Și atunci ce este de zis? Aceste atacuri cibernetice sunt extraordinar de periculoase. De ce sunt periculoase? Nu că oprește sistemul la o bancă sau la niște bănci sau la, uite cum s-a întâmplat la Pitești. La Mioveni, la fabrica de Dacia. Vedeți dumneavoastră, este deja o rupere, o strangulare. În momentul când ai strangulat ceva, pune un dig în fața unui pârâu care vine apă mare și o ia apă peste tot. Dar eu l-am văzut un pericol din punct de vedere. Gândiți-vă că acești indivizi care deja sunt sub stăpânirea malefică a diavolului, gândiți-vă că ajung să intre în cifrele, nu vedeți, fiecare președinte de stat din statele acestea foarte dezvoltate nu pleacă nicăieri fără geanta nucleară. Ce e aia geanta nucleară? Cot. Chiar mi-a plăcut, am văzut acum pe santitatea sa, pe papa de la Roma, actualul, așa, vorbind despre bomba aceea, mama bombelor. Foarte interesantă ideea, ce cum puteți numi o bombă mamă? Pentru că o mamă dă naștere la prunci, crește copii, îi educă. O mamă are o responsabilitate, dar în același are o binecuvântare și o obligație de la Dumnezeu pentru perpetuarea speciei umane. Și voi numiți o bombă care distruge, care omoară, o numiți mamă. Nu e interesant? Ia gândiți-vă la acești indivizi care stăpânesc sau care vor putea stăpâni toată masa informatică. Da. Asta este important, că dărâmă nu știu ce pe nu știu unde și că încurcă niște calculatoare personale sau fără niște bani din contul. Dar ia gândiți-vă dumneavoastră dacă acestea ajung la acele coduri nucleare. Dumnezeule. Am văzut anumite firme pe care le-am crezut științifico-fantastice, când de pe pământ au reușit să pună stăpânire pe codurile alea din satelit și să dirigeze orice. Ia gândiți-vă dumneavoastră ce se întâmplă, o reacție nucleară în lanț. Pentru că totul este în acest fel făcut. Deci toate aceste... Asta este pericolul la ora actuală. Iar lumea mare, lumea puternică, lumea care se înarmează peste tot, nu bagă de seamă ce se întâmplă. Economicul, dorul de materie, dorul de bani, de îmbogățire, de avuție, este mână-mână și cât mai armamentul. Și cât mai rapidă, nu mă interesează de tine. Actual, ceea ce am postat ieri pe Facebook, Homo homini lupus. Da, așa este și se adevărește din nou acest proverb. Curios este o maximă care pleacă din antichitatea latină, de la Platon.
Deci, gândiți-vă dumneavoastră la ora actuală că este o atâta hărmălaie în lume că nimeni nu mai știe ce face, fiecare este pentru el. Fiecare se consideră propriul lui Dumnezeu. Nimeni nu mai ascultă de nimeni. Sunt foarte puțini aceia care trăiesc în duh și în adevăr, cum spune Mântuitorul. Deși Mântuitorul spune destul de clar. Eu sunt lumina lumii. Umblați în lumină, cât e lumina cu voi. Când va veni întunericul, ce faceți? Încotro o veți mai lua. Iar referitor la ceea ce vorbeam despre această activitate cibernetică subterană, diabolică, pentru că sunt puși sub stăpânirea diavolului, că diavolul umblă categorii și împotriva vieții și împotriva adevărului. Sunt o unealtă, cu alte cuvinte. Împotriva adevărului lui Dumnezeu. Gândiți-vă dumneavoastră ce se poate și ce poate ieși de aici. Pentru că diavolul nu stă pe loc. El aleargă în toate părțile. El răspune cuvântul. Unde veți mai umbla dacă nu va fi lumină? Și dacă mergem în Vechiul Testament, la potop, așa numitul potop al lui Noe, că Dumnezeu a văzut răutatea oamenilor care era pe pământ și că nu s-ar fi așteptat ca omul să facă ceea ce a făcut, l-a pedepsit și a zis, îmi pare rău că l-am făcut pe om. Și a dat potopul celor 40 de zile, știți că am vorbit noi odată cum a fost posibil ca în 40 de zile să... Uitați-mă aici, la noi plouă 3-4 ore și cresc apele 2-3 metri. Da, păi 40 de zile spune că s-au rupt baierile cerului. Atunci, după ce a dat potopul ca să curețe pământul de stricăciune adusă de oameni, Dumnezeu a privit și iarăși a zis, nu voi mai pierde pământul cu apă, pe un cu apă. Toți cercetătorii și scripturiștii și oamenii de știință și unii care sunt și în literatură și în filosofie, toți au ajuns la concluzia că pământul va fi pierdut cu foc. Ori acest foc nu poate fi declanșat. Absolut, decât prin... Așa, că am citit undeva că de s-ar aduna toată materia primă ce poate arde pe pământ și i s-ar da foc, n-ar putea să lumineze măcar o zi cât luminează soarele permanent. Gândiți-vă că această putere nucleară este distructivă. Asta nu-i știință. Asta este nebunie înaintea lui Dumnezeu. Așa că este foarte periculos și să știți că lucrurile nu se vor opri aici. Degeaba omul încearcă să o dea cotită, să nu vadă pădurea din cauza copacilor, să găsească justificări și explicații, marile puteri își varsă armamentul ca să-și golească silozurile de tot ceea ce a rămas pe acolo, ca să poată să se investească, să poată să facă alți bani, să poată să aibă supremația, dorința aceasta de mărire, despre care, de mărire și de mândrie. Despre care în Vechiul Testament se scrie așa, orice mărire pe pământ este urâciune înaintea lui Dumnezeu. Și mai ales necâștigată pe merit, Părinte, că și aici este un lucru. Păi dacă Dumnezeu, Mântuitorul spune că a dat unui atâta talent, unui atâta. Ei, unii au câștigat, dar au câștigat cinstit, că îi zice bine slugă, bună și credincioasă. Unul l-a îngropat și se uită după soare, ce Doamne, dacă vrei să mai dăm, dacă nu faci ce vrei. Iată. Și avem și din ăștia. Iată. Haideți să luăm o scurtă pauză publicitară, după care din nou în direct, stimați telespectatori, cu Părintele Ioan Predescu, emisiunea extraordinară, rămâneți, pentru că aveți ce să vedeți în continuare.
Din nou în direct, Părintele Ioan Predescu este lângă mine la emisiunea Interesul Ghinaș și în fața dumneavoastră o emisiune nemaipomenită, cum sunt toate emisiunile făcute cu Părintele Ioan Predescu. Părintele Ioan Predescu, până ajunge la, și la, să zicem așa, la un fel de calendar de desfășurare de lucrurile religioase, vorbeam noi în pauză despre faptul că, vedeți, în lumea asta care este a noastră, pe plan local, sau lumea asta care este pe plan al Pământului, așa, pe plan geo, știți? Lumea asta vrea într-un timp cât mai scurt, cât mai mult de la viață, cum să zic eu, de la viață, de la... Și pentru asta se întâmplă fel de fel de nimicuri și de prostii, deci, sau fel de fel de evenimente care pot să marcheze. Iată, se sparge o casă, vin hoții, așa, și mie mi s-a întâmplat, a spus, și la alții. Mai există treapta superioară, că vorbeați dumneavoastră cum să urci o scară, da. Știți că nu poți să te duci la ultima scară dacă nu pășești. Mai și, vorbeam noi în prima parte a emisiunii, mai este și un lucru, aici este puțin cel mai delicat, adică, domnule, să fraieresc pe cineva, limbajul ăsta popular, cât mai repede, să mă aleg eu cu niște bani, să-i dar fără seapă. Să, așa, să-i trag seapă. Țin minte că de aici, da, și foarte mult, foarte mult, foarte mult. Nu știți că chiar eu am avut de-a face absolut, cu da. Care și era rudă, rudă da, cu mine. Da, 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 știu că a spus. Rudă da, cu mine da, și da. L-am ajutat și l-am scăpat din tot și când am început să-i cer banii, a început să mă acuze de alte... De alte, da, și așa mai departe. Dar... Ce vreau să vă întreb, părinte, că poate v-am mai povestit în urmă cu foarte mulți ani de zile, banii ăștia necinstiți produc niște necazuri la un moment dat. Eu am avut la Sfântul Gheorghe, unde am fost ofițer, o mulțime de ani, un vecin de apartament care lucra la poliție, după Revoluția Română, la poliție. Ea avea un grad mai mare, așa. Și știți dacă, adică știți, sunt convins că vă amintiți de acel Caritas da, care da, se făcuse la Cluj. Stoica. Da, o țeapă din aia de proporții. Legiferată. Și, legiferată, atenție. E, omul ăsta fiind pe acolo pe la poliție, nu știu ce, i s-au luat, că erau și acolo preferențiale acest joc piramidal, știți că de la, numai la anumite persoane. Pe ușa din față. Așa. O nebunie totală. E, ăsta Nelul chema, nu știu dacă mai o fi pe acolo, dacă se uită să-mi dea și mie un telefon. Nelul ăsta ce a făcut? A luat o sumă foarte mare, a băgat niște bani puțini și a luat o sumă enormă. Chiar mi-a zis, Dan, zice, uite, bă, uite, un purcă, du-te și tu acolo. Zic, nu mă duc, nu. Eram plecat. Ce s-a întâmplat cu banii ăștia, părinte? Și-a cumpărat mobilă nouă, știți că așa da, face omul. Da. Și-a zugrăvit casa, nu știu ce. Părinte, după 2 săptămâni, mă trezesc noaptea pe la 1, așa, bătea, suna la sonerie cineva, era Nelu. Zice, dar vină încoa, că se întâmplă ceva, scârție mobilă. Cum mă, vină încoa, să auzi și tu. Părinte, m-am dus acolo, se auzea așa cum e, știți, când bate vântul și dacă un arbore este undeva, ruf, face scârție. Unul lângă altul. Așa, da. Un sunet din ăla... Da. Gen marți, știți dumneavoastră, cu păcală, marți. Ce, și de la care te înfioară. Și te înfioară. Și o zi, două, trei, o săptămână, omul nu mai dormea, soția nu mai dormea, avea și 2 copii, Paul și Paula. A vândut mobila. Aia. Și a luat alta, că avea bani, știți? Părinte, în final, omul s-a mutat de acolo, am înțeles că și a luat-o razna. S-a despărțit de soție, s-a apucat de băutură soția, așa mai departe. Deci, un dezastru. Eu cunosc cazul și acum, cum să ne explicăm? Spuneți și dumneavoastră, că eu până acum nu mi-explic. Eu am auzit cu urechile mele ce s-a întâmplat. Este de explicat, domnul Roman. Eu cunosc cazul și domnului Curcea, care familie au fost obligate de aceste stări de neliniște și de frământare sufletească să-și vândă locuința, să mute în alta. Deci sunt niște lucruri, le spun blesteme, pentru că, într-adevăr, blestemele există. Pentru că dacă blestemele n-ar exista, înseamnă că Sfinții Părinții nu ne-ar fi lăsat în cărțile noastre de rânduială liturgică și tipiconală și de slujbă, nu ne-ar fi lăsat rugăciuni contra blestemelor. Spre exemplu, blestemele sau dezlegările Sfântului Vasile cel Mare sau Sfântului Ioan Gură de Aur. Deci aceste lucruri există. Dar trebuie căutată rădăcina. O rădăcina pleacă tot de la om.
Pentru că printre cele mai păcatele strigătoare la cer, printre alte păcate, lepădarea de credință, este și păcatul acela, zice, asuprirea văduvilor, a orfanilor, oprirea plății lucrătorilor. Vedeți, acum oprirea plății lucrătorilor, să știți că este o sferă foarte mare. Este cel care te înțelegi una cu el să-ți plătească pentru munca pe care o depui și el îți dă altceva. Este acela care pur și simplu te exploatează. Și să știți că eu aici, la oprirea plății lucrătorilor, eu am băgat și pe cei care, necinstit și în interesul, poate că nu al lor, calculează aceste pensii și care după o viață întreagă de muncă îți dă o pensie de mizerie, că mai bine ai sta la capul podului și ai întinde mâna și ai câștiga mai mult decât îți dă acest stat care pentru el ai muncit și ai dat pensii la alții. Este această discrepanță extraordinar de mare între pensii, între categoriile sociale și între categoriile de muncă. Deci eu am băgat aici și oprirea plății lucrătorilor. Deci să căutăm mai departe, mai în jos, mai în adânc, cum spune Mântuitorul, zice, aruncați plasa la adânc. Pentru că de undeva toate lucrurile acestea se trag, toate lucrurile se plătesc. Eu am spus-o și o voi spune. Nimic nu este întâmplător, totul este după o rânduială. Vorba românească nu spune cum îți așterne așa dorm? Da. Iar creangă, bătula să-l bată iertarea lui Dumnezeu pentru toate cele făcute, nu zicea, fraților, în lumea asta bine ar fi să fie bine. Așa zicea creangă. Deci tot ce se întâmplă, pur și simplu este această țeapă care se crede că o dă aproape lui său. La ora actuală sunt mai mulți aceia care se întristează de bucuria aproape lui său și se bucură de necazul lui. Nu e invers. Aha, de cum ar trebui să fie practic. Să te bucuri de bucuria aproape lui tău și să te întristezi de necazul lui. Nu, dar e ceva interesant, Părinte Ioan Predescu. Aceste blesteme, apropo și de lotul ăsta. Deci sunt oameni care au pus la bani acolo toată viața lor și n-au câștigat o singură dată. Și când cineva câștigă, ca și la Caritas, nu? Nu știu, cel puțin gândind așa, blestemă pe la ce, sunt și banii mei acolo. Și este o acumulare așa de energie negativă transmisă. Negativă, da. Malefică, da. Malefică, exact. Da. Pentru că vedeți dumneavoastră, tot omul pleacă nemulțumit sau se arată nemulțumit și în firea lui umană slabă, pentru că, așa cum știți dumneavoastră că eu am mai spus, omul este fire slabă, slăbiciunea firii umane, el zice ceva de dulce, cum zice românul. Da. Deci când se întâmplă câte ceva, N-am auzit eu de câte ori am auzit când cineva a fost furat sau a fost țepuit sau eu știu, zice, să dea Dumnezeu tămâie și lumânări să cumpere de ei. Deci toate lucrurile acestea mie ca preot, și cât am fost la Drăgășani și la Voicești, dar și de câtă vreme stai și la toate bisericile, cred că am slujit în toate bisericile din județul Vâlcea, în aproape toate bisericile, ca să nu așa. Am cules aceste informații de la cei care le-au trăit. Tot, cum zice românul, de haram ai luat, de haram s-a dus. Foarte interesant. Adică degeaba ai luat, degeaba se duc. Vedeți că este mai mare rătăcirea cea de pe urmă decât rătăcirea cea din tâi. De ce să-i faci? Când plătești câte un lucru, când vine peste tine un necaz, o apăsare, o strâmtorare, o durere, o boală, o suferință, stai de multe ori și te întrebi. Eu, ca preot duhovnic, de multe ori am auzit și mai auzi acum, când mai spovedesc între cei care sunt așa apropiați mie și îi spovedesc și îmi spune, zice, mulți dintre cei care veneau pentru prima oară să vreau, zice, Părinte, n-am făcut nimic. N-am făcut rău nimic în viață. Dar când stai să descoși, îți dai seama că anumite lucruri care convin sau conveneau lui personal și erau de bun augur, nu le-a considerat păcate. Cu toate că erau. Deci, de multe ori au avut zicându-se, lasă că mă iartă Dumnezeu. Păi ce Dumnezeu s-a uitat la asta? Păi Domnule, n-ai nimic, o talpă de pantof să prinde niște țințișoare foarte mici. Acum se lipește mai nou. Da. Și chiar dacă mai sunt ținte, sunt din metal și nu mai sunt din lemn, mai țineți minte, ținte de lemn, cum se bărteau și se băteau. Doamne, era acea sulă, nu? Se făcea și se băteau cu,
cu un ciocan pe specific, pe calapod, da? Și el a ținut pentru că se umfla deci lemnul. Deci fiecare generație și-a rezolvat, fiecare generație în funcție de probleme ei. Mi-aduc aminte de tata că era, mă rog, își permitea pentru că și muncea foarte mult. A venit acasă, să se la Sibiu, nu știu ce să vândă, cu, așa, și a venit acasă cu o pereche de cizme Binder sau Binker, oh, nu știu. Erau nemțești. Da. Da. Păi, domnul Boban, și acum sunt prin casă. Nu cred. Pe cuvântul meu, doamne. Deci lucru și bine, acum sunt prin lucru casă. Bine făcut, vorba da, lui Iohannis. Da. Da, da, da. Lucru bine făcut, să știți că este acela care, vorba aceea, cum, cum spune Mântuitorul în parabola bogatului care i-a rodit țarina, bea, mănâncă și te veselește, nu e chiar așa, nebune. La noapte îți cer ăștia sufletul, ce faci? Nu vedeți câți oameni de afaceri potentați, recunoscuți prin cartea aia, 500 sau cum le zice? Forbes, așa, da. Așa, Forbes, câți oameni se omoară, se sponsorează. Da, 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 păi care, avem exemplu. Ăla, turcul ăla da, care da, a fost pe da, la Dinamo da, sau nu știu da, unde era, da, ăla de la Constanța da, și alții da, și alții. Da. Și alții da. Uitați, vedeți? Că bogăția la un moment dat ori te ridică până când îți iei zborul și îți topește soarele aripile ca lui Carus și de Dal, așa, ori te bagă în fundul pământului ca ăla care a scris Infernul, Dante. Dante. Da, da, acum și ultima întrebare pe tema asta, părinte, vă pun. Așa. Bogăția care este obținută prin muncă, e la fel cu bogăția care nu este oferită prin nemuncă sau, mă rog, oai prin nemuncă? Adică același om care este la fel de bogat ca și cu ăla, da, știu că a muncit el, eu am păi, muncit pentru asta, vedeți, dumneavoastră, are alte trăiri decât celălalt sau nu? Sfânta, bine, cel care a câștigat cinstit, cinstit așa, știe și cum să chivernisească. Deci e o legătură. Nu vedeți dumneavoastră, la ora actuală, să zicem așa, copiii de bani gata. Da. Cum dau cu bani. Da, de nu, ce? Pentru ei nu. Pentru că lui da, nu i-a curs o bruboană, cum se zicea la țară, de transpirație pentru munca respectivă. El nu știe să chivernisească banii. De ce? Pentru că nu sunt ai lui. El habar n-are. Fiul risipitor, când a plecat în lume, cerându-și averea de la tatăl, a cheltuit-o toată. În desfătări, în plăceri și în bucurii și veselie. De ce? Pentru că el nu știa care este greutatea producerii acelei averi. Și exemple de acest gen pot continua. Dar în Sfânta Scriptură, spre exemplu, zice, ușor îți este ție, Doamne, a sărăci și a îmbogăți. Este cuvântul Scripturii în Vechiul Testament. Iar Dumnezeu spune că dacă poruncile mele și rânduielile pe care ți le dau le vei păstra și le vei împlini și îndeplini, iată cu ce te voi binecuvânta. Zice, te voi umple cu bogăție. Iată. Spre exemplu, Solomon, care nu știa ce să facă și cum să conducă, a cerut de la Dumnezeu înțelepciune. Și Dumnezeu îi spune așa, pentru că ai cerut înțelepciune, am să te fac cel mai bogat om de pe suprafața pământului. Până când a picat în greșeală și a ajuns lipit pământului. Iar cu Iov, când a venit satana în fața lui Dumnezeu, ca să ispitească înțelepciunea lui Dumnezeu, de ce s-a legat? Deci, păi i-ai dat atâtea bogății. Deci de la Dumnezeu este binecuvântată bogăția câștigată cinstit, nu pe cadavre. Am găsit scris undeva că bogăția este ca o scară din aceea, dublă. Te poate urca, dar te poate și coborâ. Deci bogăția înseamnă și blestem și binecuvântare. Depinde? Depinde. Spre exemplu, spune psalmistul David așa. N-am văzut pe cel bogat și darnic cu punga goală și nici pe copiii lui muritor de foame. Deci, dacă dai, punga este întotdeauna plină. Pentru că vedeți cum spune așa Mântuitorul. Dăruind, vei dobândi. Și rămâne o vorbă, dacă dai, ți se întoarce în zeci. Dar cine dă, lui își dă. E o vorbă. Cine dă, lui își dă. Da. Da, da. Ei, așa că bogăția este și binecuvântare, dar este și blestem. Așa este și Becali, părintele meu. Păi are dreptate.
în, și-a în... dat. Deci, cum e acest personaj care eu sunt fascinat de... Acum nu-i mai puțin adevărat, că tot în Sfânta Scriptură spune așa, Dumnezeu pe cine iubește, îl și încearcă. Uh-huh. Îl și încearcă, pentru că nu e om fără greșeală. Spune tot salmistul, o zi dacă ar fi viața omului pe pământ și tot este plină de păcate. Dar, vedeți, una este categorică și păcatul ăsta, sau mai degrabă zis, plata păcatului se răsfrânge. În Vechiul Testament spune așa Dumnezeu, zice, mă voi milostivi, voi pedepsi până la al patrulea neam, mare atenție, până al patrulea și, neam, da, și mă voi milostivi până la al 40-lea neam. E foarte interesantă chestia, adică că zice, nu scrie în legea voastră, spune Mântuitorul, că au mâncat părinții aguridă și s-au sterpezit dinții la copii? Da. Adică au mâncat, au făcut părinții acele... și trag copiii. Da. Judecata lui Dumnezeu. Vedeți, nimeni nu poate pătrunde judecățile mele, pentru că judecățile mele nu foarte interesant ce a spus. Voastre. Foarte interesant ce a spus. Numai mai avem puține minute și trebuie să ajungem și la Marea Sărbătoare pe data de 21. Păi, părinte, eu am văzut de câteva ori, prin știrile astea care circulă în mass media, cineva a dat o sumă de bani unui om aflat în suferință. Unui om. Da. Copil sau... nu a vrut să îi se știe numele. Foarte frumos, că se duce și alții. Deci, nu, serios. Da, n-a vrut să îi spună. Becali, la fel a făcut. Deci, el nu, dacă dă, și am văzut acum, chiar a cumpărat 3 locuințe pentru niște familii care sunt așa. Nu a ieșit pe post și a zis, am dat bani pentru. Au zis oamenii de acolo, care au mulțumit. Asta ce înseamnă? Și satul, mă rog. Dar asta ce înseamnă? Că sunt și alții care zice, aoleu, am dat 100 alții și eu sunt ăla care am ajutat. Că voi așa ca becare așa. Nu, asta nu mai este. Păi vedeți, Mântuitorul spune să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Da. Așa spune, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, pentru că în fața judecății dumnezeiești, așa va veni unul și va zice așa, îi va zice Hristos, tu ești Dan Boban, păi mă, tu mie mi-ai dat să mănânc, tu mie mi-ai dat să beau, tu pe mine m-ai îmbrăcat, Doamne, unde, că nu te-am văzut niciodată, zice Boban, dar Mântuitorul ce nu pe mine? Dar ai dat celui care nu avea și ăla este fratele meu. Uh-huh. Nu spune Mântuitorul că voi sunteți frații mei. Vine la altul, zice, tu ești ăla, miliardarul de carton. De sau Mucava. La Mucava. Păi ce, uite, am fost flămân și nu mi-ai dat o bucată de pâine. Ai trecut pe lângă mine, nepăsător. Am fost gol. Am fost în spital. Am fost însetat. Nu te-am văzut nici. Păi, când ai trecut pe lângă ăla care stătea la colțul străzii. E fratele meu. Vedeți? Da. Este interesant. Este interesant. Deci, vă spun, am citit acum o carte, adică am citit o carte, am și terminat-o, o controversă filosofică între Erasmus de Rotterdam și Martin Luther. King. Nu King, ăsta care... Martin Luther care a făcut cu protestanții, da. Dar după aceea am citit și un paralelism, aș putea spune, între filosofia religios-umanistă, bazată pe iubire, pe adevăr și pe dragostea lui Iisus Hristos, și filozofiile scolastice. Alea care sunt extrase din... Foarte interesant. Bine, e foarte greu, că dacă n-ai o bază, cel puțin a Sfintei Scripturii, este înțelegi. Foarte greu să înțelegi. Eu de multe ori mă duc și iar mă întorc să vedem ce a vrut să spună și da. Deci asta este realitatea, trăirea. Pentru că Mântuitorul vine destul de clar și spune extraordinar, dar pe înțelesul tuturor. Când spune el acolo, zice, cum poți să spui că mă iubești pe mine, te bați cu pumnul în piept, că ai dat bani la biserici, că ai zidit biserici, că ai cumpărat clopote, că... Zice, pe mine mă iubești, dar urăști pe aproapele tău. Este oare posibil ca să mă iubești pe mine, care nu m-ai văzut niciodată, și să-l urăști pe aproapele tău, care se confruntă cu aceleași probleme și bucurii și necazuri ca și tine?
21 mai Sfântul Constantin și Elena, da. Ca să încheiem, că la dumneavoastră timpul trece. Și foarte încheiem. Repede. Da, odată am fost undeva și am început să vorbesc și nu mai terminam. Era o liniște totală, erau 20 și ceva de persoane acolo. Și la un moment dat, zice, părinte, mie mi s-a făcut sete, zice cineva. Ce dumneavoastră vorbiți mai mult decât Florin Piesic. Așa, 21 mai Sfântul Constantin și Elena, împărați. Constantin și mama sa Elena. Este cel care, Constantin cel Mare, a fost cel care a unificat Imperiul Roman, care își mutase capitala, el a mutat-o, de fapt, el a instaurat-o, de aceea și vechiul Bizanțiu, Bizantiorum, un sat de pescari grecesc, s-a numit Constantinopole, orașul lui Constantin, la anul 335, la anul 337 a murit. Important este că la anul 313 Constantin cel Mare a dat așa numitul edict de la Mediolan, în care se punea finiș persecutării creștinilor. Știind că persecutarea creștinilor a început cam cu anul 50 în timpul lui Nero, nebun, care a dat foc Romei. Și a continuat cu cei 10 împărați persecutori mai răsăriți, cu Vespasian, cu Titus, cu Dioclețian, cu Aurelian, cu toți, cu Traian, toți au făcut, și Traian a fost acolo. Traian 101, 102 se bate și 105, 106 se bate cu degeaba. Așa că s-a instaurat liniștea în Imperiul Roman și asta a fost un lucru foarte bun, pentru că se vărsase atâta sânge nevinovat, numai că îl mărturiseau pe Hristos. Bine că s-a împlinit, cei care mă vor mărturisi pe mine vor fi duși în sălile lor de judecată și unii dintre ei chiar vor fi dați la moarte, și așa s-a întâmplat. Marea nenorocire și bucurie pe care o aveau plebea, pe care o avea plebea romană când mergeau la circ și dădeau drumul la animale sălbatice nemâncate de o săptămână peste creștini. E, mama sa, cea mai mare realizare, dacă este, a fost înființarea Constantinopolului, marele oraș Constantinopol, care durează, deci, ca în temere 335 până anul 1453, când în ziua de 29 parcă mai a picat sub Mehmed Cuceritorul. Și pe vremea lui Ștefan cel Mare. Și aduce, da, pe vremea lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Și Sfânt. Iar mama sa Elena, mama lui Constantin cel Mare, a marea realizare creștină, care putem spune, este că a mers la Ierusalim, a găsit dealul Golgota și acolo a găsit cele trei cruci și a ridicat-o la loc de cinste pe a Mântuitorului, descoperind care a fost adevărata cruce prin aducerea unei fetițe bolnave, care era bolnavă, nu se putea vindeca, atinsul de Sfânta Cruce s-a făcut sănătos, s-a ridicat și o biserică acolo, Biserica Sfântului Mormânt. Deci începutul creștinismului, dacă am putea să spun, sau cum s-a dat cu Maxențiu, începutul creștinismului este de la propovăduirea Evangheliei de către Sfinții Apostoli. Forma aceasta... Dar forma aceasta, să zicem așa, oficială, prin acest edict, prin acest decret, haide să spunem, ca să înțeleagă lumea, de la Mediolan, Milanul de astăzi, din Italia. Au mai fost sporadice așa, ridicări împotriva creștinilor și vărsări de sânge, dar nu de aceeași intensitate cum a fost până la Constantin cel Mare. El a fost cel care la podul de la Milvius, sau podul înalt, cum se numea acolo, podul corbului, a văzut pe cer în dimineața aceea, prin acest semn vei învinge, s-a arătat semnul Sfintei Cruci și el pe scuturi și pe hainele soldaților a dat ordin să se coase Sfânta Cruce și a bătut cu Maxențiu, l-a învins și s-a format din nou Imperiul Roman sau Imperiul Bizantin, cum a fost numit. Așa că sărbătoare mare, sigur că da. Sărbătoare mare. Nu există familie care nu are... Domnule, asta mai puțin important este. Important este care este mesajul pe care absolut, îl primești absolut, tu. Absolut. Asta e ca, așa, vedeți dumneavoastră, noi foarte mult vorbim extraordinar, vorbim extraordinar înțelegător, vorbim istorii, vorbim lingviști, vorbim în cărți, ne dăm rotund și nu știu cum... Care e mesajul? Ce înțelege omul de aici? Asta este interesant, pentru că și semănătorul ați văzut. Finalitatea. Dar dacă nu vezi cărăsare
paiul de grâu, n-ai făcut nimic. Am înțeles. Asta este. Avem patru noi sfinți, am văzut, la Putna. Da, și eu am rămas surprins, mi-a plăcut. S-a transmis de la Mănăstirea Putna, unde a fost aproape întreg sinodul Bisericii Ortodoxe Române. Da. M-am bucurat, l-am văzut acolo, i-am văzut, adică printre cei care au slujit în soborul arhieresc și sinodal, aș putea spune, și pe înaltul Varsanu, fiul nostru, și pe preasfințitul Emilian, care au participat la, la așa. Au fost pentru, nu canonizarea, ca s-a făcut un sinod, ci pentru oficializarea canonizării. Da, deci a fost acea slujbă trei, de... trei monahi, cum zicea, Sila, Putneanu? Nathan, nu, celălalt este Iacob Putneanu, ăla cel puțin a fost mitropolit în Moldova, un om de o capacitate intelectuală extraordinară și un bun administrator și mai ales fiind un om de cultură a tipărit și foarte multe cărți. Ah, interesant. Da, interesant. Da. De fapt, Moldova, Iași au avut, să știți, întotdeauna oameni de valoare, dacă ne gândim la Venia Mincostache. Oameni de valoare care au făcut și nu numai el, că au fost și alții care... Da, ca Moldova, bă, și cu atâtea mănăstiri și... Bine, și domnitori de gen Ștefan cel Mare, care absolut, a fost 40 și cât de 47 de ani, parcă a fost de la 1547, deci iată o domnie, numai Carol I parcă l-a depășit în domnie cu trei ani. E, și gândiți-vă, Carol I atunci, posibilitățile care erau acum nu erau cele care absolut au fost Ștefan cel Mare. Absolut. Și atâta luptă, dacă a ajuns Ștefan cel Mare ca să fie numit de papa de la Roma în vremea aceea, unde o știre ajungea în 3-4 luni de la Roma în Moldova, să-l numească pe Ștefan cel Mare atletului Hristos. Atletului Hristos, da? Pentru că foarte, da? Foarte multă lume se întreabă de ce apusul este așa de dezvoltat, este, hai să zicem, civilizați. Parcă noi n-am fi civilizați. Hai să fim obiectivi. Vai de civilizația care noi trimit apusul nou acum. Așa că asta nu e civilizație. El cu sabia a ținut față semilunii, domnule. Și ăștia nu au mers mai departe. Au încercat, au ajuns până la Viena, dar știți ce au pățit? Și suntem din nou în situația asta, părinte. S-a terminat timpul acordat emisiunii. Suntem la fel acum, dar mă rog, sub altă formă. Ultima graniță, nu? Ceval, a Europei în fața... Ceval cavalul trece. Da. Păi Mântuitorul spune și cu asta încheiem. Băgați bine de seamă că ce a fost este și ce este va mai fi. O scenă e viața, deci te luptă cu dragoste de acum, doar. Da. Mulțumesc foarte mult pentru această emisiune, părinte, am vrut să ne mai pomenim, rămâneți pe vocea 1 pentru că aveți ce să vedeți. Sănătate și noi asta și nouă. Pentru că aveți ce să vedeți în continuare.